Cavalerii, de Ioan Dan. Dedicație fiului meu, Ion Gheorghe Dan. Capitolul 1. Bătrânii valahi știau cândva un cântec de slavă închinat drumului care duce de la Sighișoara către Alba Iulia. Drum vechi cât veacurile, păstrat cu sfințenie de băstinași. Harnicii soldați din legiunea a 13-a Gemina, ajutați de dacii localnici, i-au pus primele rosturi de-a lungul Târnavei Mari, acea doamnă grațioasă între apele Transilvaniei. Străjuite de dealuri atât pe dreapta cât și pe stânga, apa și drumul se încolăcesc domoale prin lungile nu prea largi, iar satele multe se strâmtorează în jurul lor sau se ridică semețe pe coastele repezi. Casele spoite în alb sau albastru, cu baticuri de țiglă roșie, cu nelipsita floare de mușcată la ferestre, cu pritvoarele frumos lipite și largi, cu grădinile frumoase folosite până la amănunt, cu șanțuri curate, peste care podiștile de lemn fac legătura spre ulițe, aduc o notă de căldură cochetă acestor locuri binecuvântate. Troițele, multe la cap de hotare, cioplite cu migală în lemn, sunt frumoase ca femeile despuiate. Ele nu despart gliile una de alta, ci mai degrabă sunt locuri de închinăciune și meditație sau locuri de slujbe când întârzie ploile. Obiceiuri vechi rămase de la străbunii daci. Orașele Sighișoara, Dumbrăveni, Media și Blaj, presărate de-a lungul vechiului drum, au păstrat în gospodăria migăloasă a grădinilor întregul parfum al satului, chiar dacă mândrele case și-au adunat caturi îndreptate spre mărire. Aici, aerul dulce nu are uscăciunea celui de câmpie și nici umezeala greoaie din locurile muntoase. Dealurile înalte și-au retras pădurile spre creste, iar lanțurile cu bucate sănătoase înaintează voinicește până în umbra copacilor. Viile nesfârșite, cuprinse de semeția înălțimilor sau îmbătate de soare, se saltă într-un picior la vreme de vară, plesnind de sănătate trufașă. Doar toamna, când rodul greu ca sânul doicilor le obosește, se lasă cu minți peste strugurii galben-aurii, mari cât iepuroaicele fătate. Atunci, pe coastele dealurilor, fiecare zi pare o sărbătoare, iar desfrâul roadelor nu mai cunoaște margini. Pe timp de căldură, diminețile semețelor dealuri sunt limpezi ca dragostea de mamă, dar seara, înălțimile picotesc amețite de mirosna vegetației, ca bătrânii pierduți în amintirile multe. Ele domină liniștea locurilor și tresar doar în toiul verii, când ploile cad vesele, iar norii se înjură între ei și se bat cap în cap ca berbecii. Clima blândă, apele domoale, cumpătate la mers, parcă îndoite spre meditație, dealurile care curg fără întrerupere în două șiruri paralele, oamenii cu gesturi calme, cu vorbă molcomă, completează un tot liniștit plin de farmec. În dimineața zilei de 29 martie a anului 1599, salvele de tun făcură să tresară dealurile până departe și multă vreme ele nu mai avură liniște. Dieta din Mediaș primi cererea de abdicare a lui Sigismund Bathory și îl proclamă principe al Transilvaniei pe Andrei Bathory. Schimbarea petrecută între cei doi veri nu părea să aibă însemnătate decât pe plan local, dar se dovedi curând că lucrurile stăteau cu totul altfel. Câteva ceasuri mai târziu, pe fechiul drum care duce de la Mediaș către cetatea Alba Iulia, se legăna domol o trăsură cu însemne princiare. La spatele ei, un șir lung de călăreți, oșteni și nobili, formau alaiul. Sigismund, cu fața mai palidă ca de obicei, părea trist și îngândurat, spre deosebire de noul principe, care încerca nu fără eforturi să-și ascundă bucuria. Ziua era frumoasă, iar din pământul proaspăt arat se ridicau aburi în foiare lungi. Cei doi veri nu semănau între ei. Mai mare cu câțiva ani, Sigismund era înalt și subțire, cu fața măslinie, parcă bronzată. Părul căzut în plete bătea ușor spre galben, aducând feței o strălucire aparte. Liniile moi în jurul gurii și ochii melancolici nu arătau o fire voluntară, ci mai degrabă una aplecată către visare. Andrei se dovedea ceva mai scund, mai legat. Părul bălai, ușor ondulat, îi încadra fața rotundă cu mici semne de îngrășare timpurie, cu o sânză în jurul ochilor albaștri verzui. Mâinile grăsuțe, cu palmele ca niște pernițe și forme rotunde, care se ghiceau sub îmbrăcămintea frumoasă, te duceau cu gândul spre pictura lui Rafael. Noul principe își păstrase haina lungă de cardinal, măestrita ajurată pe la poale și tivită cu fir de aur. O cruce mare, bătută în nestemate, legată cu lanț gros, îi ajungea până spre grâu. „Pari îngândurat, Vere”, spuse cardinalul, dând glasului o notă voită plecată spre grijă. „Nu, nu chiar îngândurat”, răspunse fostul principe. „Simt mai degrabă o apăsare pe care nu mi-o pot explica. Să fie oare unele păreri de rău pentru lepădarea domniei voastre de tonul Transilvaniei?” Întrebarea cardinalului îl nemulțumi. „Păreri de rău?” zise ascunzându-și supărarea. „Nu cred!
Când vor apărea, nimic nu mă va opri să mă întorc aici, așa cum ne-a fost înțelegerea. Auzind asemenea vorbe, Andrei nu-și putu înfrâna o tresărire abia vizibilă, iar pe fața lui apăru o nuanță de mânie. Totul fu ca o părere, suficient însă pentru ochiul ager al lui Sigismund. Cred că nu te-ai sfii să-mi dorești moartea, dacă s-ar întâmpla să mă întorc. Doamne, iartă-l, puse cu cernic Andrei. Pare se cuvine să-i vorbești astfel unui slujitor al bisericii? Oh, zâmbi Sigismund cu dispreț rău ascuns. Doar suntem între noi, Vere. De mine nu trebuie să te ferești. Familia Batorie are și a podoabele ei, ca orice familie mare. Eu sunt nehotărât și pripit, dar îmi plac armele și oamenii viteji. E un merit al meu că îmi recunosc niște cusururi. Domnia ta ești lacom și fățarnic. Nu, nu mă întrerupe. Doar nu ne ascultă nimeni. În zilele noastre, un mare prelat lipsit de fățărnicie ar fi ca războinicul fără arme. Ești viclean și nu iubești oamenii. Ești tânăr, zău, chiar prea tânăr pentru asemenea fățărnicie. Noi doi nu ne-am iubit niciodată. Dar am fi putut să ne respectăm. Te prefaci îndurerat, ascultându-mă cu toate că nu e cazul. Nobila noastră familie a reușit de minune să mă convingă a-ți preda scaunul principatului. Mâine plec. Peste 3 zile voi fi acolo, dincolo de graniță. Iar peste 1 săptămână mult prea departe pentru a-ți mai face griji în privința mea. Vei domni însă cu teama în suflet, gândindu-te că aș putea să mă întorc și n-ar fi de mirare. Încheie Sigismund fără să-i treacă prin minte că în clipa aceea se afla sub amenințarea morții. Ah, Vere, sunt adânc mâhnit ascultându-ți vorbele de ocară, zise cardinalul încercând să dea glasului său cât mai multă tristețe. Ei, Lon, naiba! Se mânie Sigismund. Te-aș fi acord la respect și prietenie, dacă după asemenea vorbe de ocară mai fi poftit să încrucișăm săbiile. Dumnezeu oprește vărsarea de sânge, răspunse tânărul principe. Ne vom ruga, Vere, pentru păcatele voastre. N-am nevoie, doar te înțeleg. Domnia ta nu vei avea niciodată prieteni. Îl am pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu? Se miră Sigismund. Atunci de ce ai râvnit la titlul de principe? De ce mi-ai pus toată familia pe cap? De ce nu ai rămas un simplu cardinal? Căile domnului sunt mari și minunate, iubitul nostru văr. Așa e, domnia ta vei ajunge departe folosind numele domnului sau te vei poticni curând. Eu am condus poporul Transilvaniei cu sinceritate. Domnia ta vii cu ipocrizie. Sunt curios până unde vei merge. Ipocrizia ajută uneori să-i păcălești pe câțiva din jurul tău. Însă un popor? Nu uita că ești străin de principat, că ești cetățean polon, că numai prin bunătate și dragoste îți vei apropia poporul. Sau prin forță și opreliști, zâmbi pentru prima oară cardinalul. Poate, și eu m-am gândit uneori la forță. De fapt, am și avut-o. Domniei tale îți lipsește. Domnul ne-a dat în schimb alte daruri, de care nu ați avut parte, dragă Vere, puse cardinalul mieros. Care? Chinețea și inteligența. Scăpără de mânie Sigismund. Iată că încep să-ți dai arama pe față. Dacă nu ne batem azi, voi fi nevoit să te ciomăgesc în vărul oștenilor și a nobililor din alaiul nostru. Te-ai cam aprins, Vere, uitând că-i vorbești principelui Transilvaniei. Râse pagiocoritor cardinalul. Doar sângele nostru comun mă oprește de la unele măsuri care s-ar impune. Sigismund îl privi uluit. Cu câteva ceasuri înainte fusese un stăpân puternic. Nimeni nu-l silise la abdicare, chiar dacă nu se urziseră în jurul său asemenea planuri. Acum se afla neputincios în fața unei lepădături. Degeaba mă împăunez în fel și chip, gândi el. Acest pop a fost numai lapte și miere până când mi-a luat întreaga putere. Iată că ipocrizia lui m-a păcălit de minune. Să fie oare drumul acesta mai bun? Vorbele cardinalului îl scuturară din gândurile acelea. Nu vom da curs mâniei, dragă Vere, mai ales că îți înțelegem tristețea. Tristețe? Râse fostul conducător al principatului încercând să-și ascundă supărarea. Nici vorbă. A, chiar mă bucur că nu-ți las o moștenire prea bună. Împăratul Rudolf al II-lea ar dori să anexeze Transilvania la Imperiu. Să știi că împăratul are mâinile lungi. Ai să le simți cât de curând. Pe mine m-a însurat cu Maria Cristina, ruda lui apropiată și cocota numărul 1 a Imperiului, fără a mă putea împotrivi. Abia acum am scăpat de ea prin cedarea tronului Transilvaniei. Polonia, cu nobila noastră familie care te-a recomandat atât de călduros, urmărește să-și extindă stăpânirea peste noi până la Dunăre. Turcii pregătesc o știre pentru ocuparea Transilvaniei înaintea polonilor. Tătarii sunt greu de oprit când pornesc flămânzi prin aceste părți. Populația cea mare a principatului o formează valahii, pe care îi ținem destul de greu spre răzvrătire. Ca și nu ne privesc binevoitor, secuii au sărăcit cu totul. Nobilii sunt dezbinați, mulți dintre ei râvnesc la tronul principatului. Chiar și iubitul nostru, unchi Bocșai, un vasal primejdios. Lângă el te simți mic și neînsemnat. Acest Mihai Vodă e omul pe care îl urăsc și îl invidiez din toată inima. În luptele cu turcii și tătarii și-a câștigat atâta faimă încât strălucirea noastră a pălit cu totul.
De multe ori m-am gândit că numele nostru ar fi căpătat mai multă fală dacă am fi luptat personal sub steagurile lui. Și ce te-a oprit? Întrebă Andrei ironic. Sigismund simți ironia cardinalului, dar tecu peste ea, dornic să-și lămurească niște gânduri mai vechi. Un singur lucru m-a oprit. Mihai Vodă e ca un copac uriaș. El prinde toată arșița soarelui. Sub coroana unui astfel de copac ar fi pătruns destul de rar câte o rază de lumină pentru mine. Ah, drace, Doamne, iartă-mă, se înfurie cardinalul. Au ajuns cei din familia Bathory să-l invidieze pe un biet nespălat? Cine e acest mălai mare? Un golan, o biată pramatie.